Duminică, în incinta Casei de Cultură Glodeni, a avut loc concertul de dare de seamă și a vernisajului lucrărilor efectuate de elevii Școlii de Arte. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Pe parcursul anului de studii 2010-2011, elevii Școlii de Arte Glodeni au participat la diverse concursuri raionale și republicane, unde s-au învrednicit cu locuri premiante. Din 107 școli existente în Republică, care au participat la acest concurs, școala noastră a obținut la arta plastică eleva Berezu Tatiana, a obținut locul 2 în Republică și ansamblul de violoniști clase superioare a obținut locul 4. Cei care pe parcursul anului au obținut rezultate remarcabile au fost premiați cu cadouri și cu diplome de onoare. Elevii au avut posibilitatea să-și demonstreze lucrările efectuate în cadrul unui vernisaj, iar cei de la secția muzică i-au impresionat pe cei prezenți în sală cu un concert. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri. Joacă bine, măi, bădiță, măi.